ziua la tort! Bună ziua! N-am auzit, mă salutați sau nu? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, încă o dată de la microfon! Într-adevăr, sunteți cei mai frumoși și cei mai organizați copii din municipiul Soroca. Și zic eu astăzi în câteva cuvinte, mulțumesc mult de tot părinților, pentru că până la urmă inițiativa de a participa la acest proiect în premieră pentru municipiul Soroca, bugetare participativă, deci inițiativa vine de peste hotare de grădiniței noastre, 16, părinții. Vă mulțumesc mult, fiindcă sunteți la Soroca, fiindcă aveți încredere în primărie, fiindcă aveți încredere în grădinița 16 și pentru că credeți și aveți încredere că Soroca are viitor. Mulțumesc mult, doamne director, pentru inițiativa până la febră, deci de dorință pentru a construi așa un mini-stadion de sport. Doamna Valentina, vă mulțumesc pentru aport, pentru sănătatea pierdută, fiindcă până la urmă ați fost implicată în foarte multe lucruri. Și mulțumesc în ultimul timp unității de implementare Soroca, doamna Tatiana, directorul unității, doamna Tatiana, care muncește zi și noapte la toate proiectele pentru implementare, și să aplaudăm, vă rog, foarte mult pentru toți! Viitor apropiat, acum muncim într-un proiect, la fel cu doamna Tatiana, cu unitatea de implementare a proiectului, care urmează să fie reparată și exteriorul grădiniței 16. Deci muncim pentru condiții frumoase a copiilor noștri de iubim! Iar eu, în ultimul rând, vreau să aduc mulțumire tuturor. Vreau să vă zic că este foarte important că în cadrul administrației publice locale este programul bugetarea participativă, deoarece tinerilor generații și grupuri de inițiative oferiți posibilitate să fie mai aproape de părinți, să fie într-o colaborare frumoasă și, în ultimul rând, să susțină instituțiile de educație timpurie. Pentru că cu grupul de inițiativă am muncit mult, cu administrația publică locală am muncit, pentru că și contribuția administrației publice locale aici în proiect. Este un proiect în sumă totală de 70.000 de lei, ceea ce va bucura un cartier întreg și 175 de copii. Vă mulțumim pentru că pierdeți timpul, sănătatea și vă dedicați copiilor și societății noastre. Și vouă vă mulțumesc, dragi părinți, că ați fost alături și grupului din inițiativă. Sperăm copiii să se bucure cât mai mult de acest teren, cât le va permite timpul frumos de afară, să-l păstreze și să-l transmită generațiilor viitoare.
Alexandru, sunteți de acord? Nu v-am auzit. Ia să mai spuneți dacă sunteți de acord, ne distrăm împreună? Ok, dar vă știți să dansați? Dansăm cu toții? Așa, ridicăm mâinile sus! Ia să vedem, ia să vedem! Așa, ne rotund, ne rotund, ne rotund împreună! Bravo! Ia să aplaudăm cu toții, să auzim aplauze de la toți! Așa, super!